Magistrații au fost azi în grevă, nemulțumiți că legea pensiilor speciale va fi modificată. Mii de judecători din București și mai multe orașe din țară au suspendat procesele care nu erau urgente. Frații Tei, de exemplu, care cer să fie libere, au avut cumva noroc pe jumătate. Procesul lor s-a ținut, dar verdictul a fost amânat. La Tribunalul București, pe masa de judecată, a ajuns astăzi și contestația fraților Tate. Trimiși în judecată ieri pentru viol și trafic de persoane, influencerii au cerut judecătorilor să-i scape de arestul la domiciliu. Din cauza acuzațiilor grave, cazul lor a fost considerat urgent și nu a fost afectat de protestul magistraților. Nu știm dacă rămân în arest la domiciliu. Judecătorul va verifica dacă se mai justifică menținerea acestei măsuri preventive. Judecătorii au amânat decizia pentru vineri. Multe instanțe din București au rămas însă astăzi goale. Bună dimineața, s-a amânat? Da. La ora 9, aici la Curtea de Apel, completul va intra în sala de judecată, însă astăzi vor judeca doar cauzele urgente. Celelalte dosare au primit termene de amânare. La Iași, multe termene s-au prelungit până spre sfârșitul anului. Astăzi, la un dosar, aveam de luat 3 interogatoriu. Dosarul este destul de vechi. S-a acordat termen pe data de 25-10. M-am prezentat la proces pentru un copil minor, să-l trec pe numele minor. N-am rezolvat nici azi. Am amânat pe 25 octombrie. Magistrații protestează din cauza schimbărilor trecute în legea pensiilor speciale. Creșterea vârstei de pensionare la 50 de ani anul viitor, respectiv 60 de ani până în 2035. Altă prevedere cere ca pensia să nu mai depășească salariul. Nu sunt pensii speciale, sunt pensii de serviciu, având în vedere că acestea au fost stabilite prin Carta Europeană a Drepturilor Omului. Magistratul trebuie să fie independent financiar. Noi nu putem să facem comerț, noi nu putem să avem o firmă. Magistrații duc o viață plină de restricții. În România există 200.000 de pensii speciale. Dintre acestea, 5.000 sunt ale magistraților. Cea mai mare pensie specială ajunge la 50.000 de lei și este încasată de un fost procuror general. Magistrații amenință că vor continua protestul pe termen nelimitat dacă legea pensiilor speciale va fi schimbată. Lor li s-ar putea alătura și grefierii.